Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți în direct în fața Nacenii News Alert. Fica omului de afaceri Ioan Crișan, ucis la Arad cu o bombă amplasată în mașină, și cei doi bărbați care i-ar fi fost complici au fost arestați preventiv de Înalta Curte. Decizia instanței este definitivă. De asemenea, doamnelor și domnilor, cei doi bărbați și fica afaceristului sunt acuzați de procurorii secției de urmărire penală a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive în dosarul morții omului de afaceri Ioan Crișan. Cei trei au fost reținuți la finalul lunii octombrie, însă judecătorii Curții de Apel București au respins arestarea preventivă a acestora, sesizând carențe grave în anchetă. Mergem în direct, colega noastră Georgiana Murgilă, legătură telefonică pentru detaliile acestei decizii. Bună seara, Georgiana! Bună seara! În urmă cu scurt timp au fost preluați cei trei de la domiciliile lor de către polițiști în Arad. În acest moment se află la Inspectoratul de Poliție Județean Arad, acolo unde se fac formalitățile de încarcerare. Ulterior vor fi duși într-un centru de reținere și arestare preventivă. Asta după decizia definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Practic, trei judecători de data aceasta au decis să admită contestația formulată de parchetul general în ceea ce îi privește pe Laura Crișan și cei doi presupuși asasini plătiți, după ce inițial Curtea de Apel București respinsese această propunere, motivând judecătorul de acolo prin faptul că nu ar fi existat probe directe, argumente suficiente pentru arestarea preventivă. Însă iată că de data aceasta chiar șeful secției de urmărire penală de la parchetul general a fost cel care a susținut pledoaria la Curtea Supremă, a adus mai multe probe, a completat alte dovezi, indicii pe care le aveau împotriva celor trei, au adus inclusiv desfășurătorul cheltuielilor financiare pe care le-au făcut după momentul exploziei, cheltuieli pe care, susțin procurorii, nu și le-ar fi permis decât în contextul în care ar fi primit o sumă importantă de bani, pentru că procurorii susțin faptul că Laura Crișan, fica afaceristului ucis în explozia de la Arad, ar fi scos din bancă 100.000 de euro pe care i-ar fi înmânat celor doi presupuși complici pentru a pune în executare acest plan privind uciderea lui Ioan Crișan, totul pentru a pune mâna pe moștenire. Știm cu toții, cei trei s-au declarat nevinovați în fața instanței, însă iată că cei de la Curtea Supremă au decis în mod definitiv să răstoarne practic prima decizie dată de judecători și să dispună arestarea preventivă.